voi. Purtați mănuși. Păstrați distanță. Din care parte o luăm? Împotriva vântului sau din potrivă? Sau... Nu, dați să stabilim așa. Luăm partea care este mai... Unii sunt mai multe, sacoșe, sticle, ca să se vadă efectul muncii noastre. Dați începe din... Vizual, parcă e... Aici, mai parcă aici, parcă valea asta. Da. Zicare, vă rog, să apropii și luați o ciocolată și o biscuită. Da, dar știați ce biscuită. Acum e ora 3:30 aproape. 7:50. Până la cât? 7:50. Până la 7:50, sunteți de acord? 7:30, cam 2 ore. Până la jumătate la 6. Da, jumătate la 6. Nu mai mult. Faci mai repede. Mașina s-a chemat la 7:30. Deci mașina poate să vii la 7:30. Deci noi cum îi spun, cum reușim să colectăm, chemăm mașina, îl sunăm și... Aplacă ea. Că l-ai mat și eu acasă. Și încărțăm noi așa vreo zi. Pentru că o papia ca vineți unii rândul este ea acasă. Unii rândul este ea acasă. Dacă unii scopași și vine de acolo. Vine de acolo, o echipă de partea asta. Da. Două echipe. Și ne întâlnim la mijloc. Da. În parte. Cum e în parte? Pe număr. Că dacă ați și în piață să... Vă vreau, mă, cu sală. Da. Da. Și la urmă saci. Aici noi suntem unii, parcă. Da. Sunt jos. Thank you.
numesc Veronica Hrițcu, sunt specialist la Primăria Cimișlia și astăzi m-am oferit drept ca voluntar ca să salubrizăm zona industrială. Împreună cu voluntarii ne dorim un oraș mai curat, un oraș mai prosper și vrem să începem schimbarea de la noi pentru a motiva mai multă lume. Este adevărat că suntem puțini, dar este mult mai multă nevoie de implicare, dar de la cel mai mic începem schimbarea de la schimbarea mică și sperăm la o schimbare mai mare. Cred că fiecare trebuie să vedem realitatea cu ochii deschiși, pentru că ne bucurăm că Uniunea Europeană dorește să ne susțină și noi trebuie să facem un pas înainte. Și atunci va fi o colaborare și atunci va fi mult mai bine. Într-adevăr, este lunarul de înverzire, este primăvara și fiecare are grijă de gospodăria sa, dar trebuie să facem un pas și în afara ugrăzii noastre să vedem că natura și mediul are nevoie de noi, că atunci când ne vom implica și vom păstra curățenia, întâi de toate trebuie să începem de la educație și, cum ați spus, că lunarul ecologic a început, dar să nu fie acest lunar în luna aprilie-mai, dar să fie pe tot parcursul anului și toate metodele și soluțiile care ar preveni toate dezastru care este să fie întreprins pe tot parcursul anului. În perioada aprilie-mai, administrația publică locală lansează concursuri de salubrizare și de amenajare a teritoriilor, a instituțiilor, cea mai curată curte, cea mai curată instituție de învățământ, preșcolar și școlar, cea mai amenajată gospodărie și multe altele. Îndemnăm pe toți cetățenii să participe și... Înțeles că sunt și premii. Da, sunt niște premii destul de generoase, aș spune, și merită de participat. Cei harnici vor câștiga, cei mai harnici. Uitați, este, da? Bună ziua, mă numesc Marina Cobălianschi, sunt elev în clasa 11-a și am organizat o activitate de salubrizare Regina Recea, a orașului Cimișlia. Ce poți spui despre acest teren din preajma lontrarea localității despre Basarabească? Cum este el? De ce atâtea gunoaie sunt aici, tereta? Aici inițial a fost o groapă de gunoi, un pic mai încolo, însă cu timpul ea a dispărut datorită inițiativei primăriei și a locului în comun. Însă, din cauza vântului, au mai rămas câteva gunoaie și ele pur și simplu au fost împrăștiate aici. Însă, la fel, aici s-a format o gunoiște neautorizată din cauza persoanelor care pur și simplu vin și lasă gunoiul. Acest fel de acțiune cresc spiritul civic al locuitorilor și ne ajută însăși noi să facem o schimbare. Din păcate, de această activitate s-a știut un pic mai de mult, însă, după cum vedeți, avem foarte puțini participanți și asta cred că ne vorbește cât de responsabil și cât de tare le pasă locuitorilor de orășelul nostru. Bună ziua, mă numesc Nicolae Hristov. Deci, în cadrul proiectului Modernizarea Managementului Deșeurilor Menajere Solide, a fost prevăzută desfășurarea unei acțiuni de salubrizare într-un sector din orașul Cimișlia cu participarea voluntarilor, tinerilor, entuziaștilor. Și din fericire s-au găsit tineri curajoși care le pasă de viitorul fără deșeuri
Și împreună am decis ca astăzi să desfășurăm această acțiune de salubrizare în sectorul Recea, orașul Cimișlia, adiacent gunoiștii orășenești, ca să creăm un spațiu mai curat și mai liber de deșeuri. Spuneți, vă rog, iată, Uniunea Europeană ne ajută în diferite proiecte să gestionăm mai bine deșeurile și de mulți ani și totuși nu ne putem, într-un fel, să ne descurcăm cu aceste deșeuri. De ce e nevoie? Pe lângă suportul generos oferit de Uniunea Europeană în managementul deșeurilor, mai este nevoie și de foarte multă inițiativă, spirit civic și inițiativă din partea cetățenilor și implicare a cetățenilor în gestionarea și plasarea deșeurilor în locurile special amenajate. Tot în această ordine de idei se înscrie și recentul nostru concurs desfășurat pentru copii și tineri din orașul Cimișlia privind plasarea sau depozitarea deșeurilor anume în locurile special amenajate, la care am fost plăcut surprinși că și-au dat interesul o mulțime de copii, tineri, peste așteptările noastre, ceea ce ne bucură că inițiativele bune de a face orașul mai curat au un viitor luminos. Am observat că mulți au exploatat tema colectarea selectivă sau separată a deșeurilor. Este gata orașul Cimișlia pentru această activitate sau mai e nevoie de ceva schimbări, infrastructură? Da, evident că mai sunt nevoie de ajustarea infrastructurii, colectării separate a deșeurilor, dar până atunci, cel puțin să ne învățăm să depozităm deșeurile, măcar așa cum sunt ele, în vrac, doar în locurile special amenajate și nu doar, și nu pe pajiști, pe câmp, pe șes, în locurile verzi. Deci până la apariția sau până când va fi implementat un sistem eficient de colectare separată a deșeurilor, este nevoie ca cel puțin deșeurile, așa în vrac cum sunt ele, să fie depozitate doar în locurile special amenajate. Cu sprijinul Uniunii Europene, în cadrul acestui proiect pe care îl gestionați și în parteneriat cu primăria, s-au procurat 100 de euro containere pentru deșeuri și chiar ați reușit să faceți și o încercare, primul pas, procurat și euro containere pentru plastic. Da, deci în afară de cele 100 de containere pentru de un ton și 100 capacitate procurate în toamna anului trecut, recent au mai fost procurate și niște containere pentru colectarea strict a plasticului, deșeurilor din plastic, ca să încercăm să educăm, să influențăm oamenii să conștientizeze că totuși viitorul este anume ce ține de colectare separată a deșeurilor, sticlă, hârtie, plastic, metal și altele. Cu regret, nu are o finalitate această structură de colectare a deșeurilor. Aici, la groapa de gunoi, este un brac de avalma, tot unul peste altul și cauciucuri și resturi de construcție, resturi vegetale și resturi animale, tot se duce aici. Și atunci când tinerii ăștia au privit, au spus că de ce să mai colectăm separat dacă aici e așa un dezastru? Da, într-adevăr, la gunoiștea orașului este o priveliște descurajantă, dar asta se datorează, este ca și oglinda noastră, a majorității, care nu conștientizăm să păstrăm curățenia. Sunt oameni care aduc aici deșeuri care pot fi ușor compostate, ușor transformate în îngrășăminte pentru grădină și nu aduse aici. Sau chiar dacă aduc deșeurile la gunoiște, măcar să le fi plaseze în strict perimetrul indicat pentru deșeuri și nu depozitate în apropiere, la o margine de
copaci, de drum. Deci până la intrare în gunoi, ceea ce este inacceptabil, ce se face și atitudinea cetățenilor care le este greu să intre anume în perimetrul strict pentru deșeuri și îl depozitează pe apucate. Este regretabil. Pavel, astăzi, pe data 26 aprilie, ne ocupăm cu voluntariatul pe lângă satul Bogdanovca, strângem gunoiul. Ce fel de gunoi e? Găsim diferite, nu știu cum zic, sacoșe de polietilenă, diferite sticle, și plastic, da, mult niște ambalaje de la diferite lucruri. Și uite, voi unde duceți gunoiul? De regulă aveți un teren special sau acasă? Eu nu știu unde el ajunge, dar aici noi îl strângem în sacoșe și colectăm acolo unde va fi luat de tractor. Dar acasă cum colectați gunoiul? Acasă îl ducem la tomberon și de acolo el vine, cred că, unde și se va duce acesta. Și de ce ai hotărât să particip la această acțiune? Că îmi este plăcut să ajut natura, că natura ne ajută pe noi, dar noi nu suntem responsabili să întreținem curat. Și ce e nevoie pentru aceasta? Fiecare lună minimum să se adune un grup de persoane și să facă curățenie, sau pentru nu a ne strânge, trebuie să întreținem curat, să nu aruncăm diferite deșeuri în natură, să le colectăm. Pavel, cum e familia și câți ani ai? Berezov Pavel, 14 ani. Facem așa vreo zi fotografie, o filmare.